Fetele noastre sunt aproape pregătite. Florin Nebia a venit și el la sport. Timp în care vă mai vând un pont din ce am studiat eu la sală. Eu merg la sală de destul de mulți ani, încât să nu vină un absolvent de curs de 2 luni și să-mi spun exact ce nu fac bine. Și pentru că nu-mi place să mă bag în seamă la sală, dar uneori trebuie să te bagi în seamă, pentru că de-aia e făcută sala, am dezvoltat o metodă personală. Dacă vezi o fată că lucrează foarte, foarte rău ceva și se va răni probabil în timp sau nu face nimic bine, facem și jos. Ai versiunea 2, îl aud pe Nebi, să știți, colegi. Ai versiunea 2 în care te duci la ea și spui: nu cred că ridici bine bara, îi spui tu ei, știi? Și ea va zice: cred că te bagi în seamă cu mine, lasă-mă în pace. Nu, nu faci asta, ești prea direct. Dacă ești prea direct, devii obsedat. Dacă pari obsedat, cineva te va împinge mai încolo. Nu. De câte ori treci pe lângă fata respectivă și vezi că face ceva greșit, te uiți fix la ea în ochi și faci. Și pleci. Asta înseamnă că însămânțezi locul. Mai treci o dată pe lângă ea și o vezi că împinge greșit la triceps, vii și faci. Și pleci iară. A treia oară, credeți-mă pe cuvânt, vă va opri ea și vă va întreba: dar ce s-a întâmplat? Împing greșit? Nu mă bag. Cel mai tare este să faci asta la exercițiile din aparatele gineco, știți? Sunt foarte multe aparate gineco. Nu găsești de obicei decât fete pe ele. Fac niște exerciții de zici că toate se pregătesc să nască. Florin Nebi.